Olkim Râmnicu-Vâlcea va evolua în grupa a doua principală a Ligii Campionilor conform tragerii la sorți care a avut loc marți la Viena. Adversarele campioanei României din grupa a doua principală vor fi Crim Ljubljana, Slovenia, Zvezda Zvenigorod, Rusia și Ferencvaros Budapesta din Ungaria. De cealaltă parte, în grupa întâi vor evolua Györeto din Ungaria, Larvik Handball Club Norvegia, Budugnoș Podgorica din Muntenegru și Randers Handball Club Danemarca. Meciurile din faza grupelor se vor juca în perioada 2 februarie-17 martie 2013, primele două clasate din fiecare grupă urmând să obțină calificarea în semifinalele Ligii Campionilor. După 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate în prima fază a competiției în fața formațiilor Randers Handball Club, Hipo Viena și Buxtehude, Galacticele de la Vâlcea au ca obiectiv în acest sezon câștigarea Ligii Campionilor.